matematică. Clasa a 5-a. Scrieți următoarele numere decimale. Următoarele numere decimale. 17 întregi și 7 sutimi. 17 întregi și 7 sutimi. 0,7. 0,7. Atenție, vreau să insist un pic. Ce înțelegeți voi când scriu pe 3,5? 3,5 înseamnă 3 întregi. Iar al patrulea este împărțit în 10. Și noi luăm 5 din ele. Deci trebuie să înțelegi, dacă ați fi pe o dreaptă, aici undeva este 0. Nu, dar vă reprezintează. 0 până undeva, aici este 1. Închipuiți-vă că pentru un loc de o parte unitate de măsură. Și acolo în unitate e 0,1. O secundă, David. Îl iau pe asta și pun aici, că s-am în 1. Mai pun încă o dată 1 și fac 2. Mai pun încă o dată 3. Și mai pun încă o dată, n-ajung până la 4. Că nu-s 4 întregi. Sunt 3 întregi. Adică... Și la al patrulea, cu ăsta îl împart în 10 părți. Și la mijloc o să am 3,5. Deci la mijloc, adică sunt aici 1, 2, 3, 4. Și iarăși, în 4, în 5 părți. În final, ca și cum aș fi împărțit pe ăsta în câte? În 10. Și am luat cât din ele? 5. Ce înțelegeți voi din 3,2? 3 și 2, adică... Pe al patrulea l-am împărțit în 10 și am luat doar 20. Da? Deci doar aici este 3 de bun. Doar adică 20. Segmentul ăla mic putem să urmărim și vom avea un segment mai mare împărțit la 10 și acolo vom avea la mijloc o linie mai dreaptă, deoarece este jumate, mai lungă. Și în rest vom avea 4 mici. Deci tu spui așa, în clipa asta, fiindcă aici nu se poate reprezenta, să ne închipuim că segmentul ăsta l-am mărit la altă, la anumite scale, și îl împart așa, în 10, scuzați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, da? Și acum la mijloc. Și 3,2 este aici. Este, deci după primul segment, încă mai luăm încă unul. Da? 3 este aici și 2, asta înseamnă. Ce înseamnă 3,27? 3,27. Împărțim în 2, luăm 2 și mai împărțim în 2 și luăm 7. Deci, 3,27 înseamnă... Vom lua bucătate de la 2 și vom rămâi mai mari. Nu. Pe a treia bucată. Da. Deci 20 am. Deci 20 am. Da. Și pe a treia zecime asta. O reprezint un pic mai mare. Ca o iau de o parte. Și o împart pe asta în 10. În 10. Și de voi avea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și luăm din ele câte? Vom lua din ele doar 2,7 a spus? 2, 3,27. Adică ne vom duce până la 7. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 trebuia să le iau, da? Se lasă. Tot 10 trebuia să fie. Da, tot 10. Deci aici este 3,27. Da, 3,27. Cât înseamnă 3,278? 3,278. 8, 8, o mai bine. Pe a 8-a, pe a 8-a asta, luăm deoparte, pe a 8-a, asta de aici, o luăm deoparte și o împărțim iarăși în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și luăm 8 din ele. Aici este 3,278. Ei! Aici se cheamă zecim. Atenție. Da? Prima, de după virgulă de zecim. Aici sutim. Acolo. Și citim 27 de sutim. Atenție, 27 de sutim. Iar aici înseamnă mii. Mii.
Este 3. După aia 10. Și 278 de mii. Atenție. Și după aia spune 2078. Nu. Zecim de mii. Sutim de mii. Milioni. Deci de mii, cum e? Zecim de mii. Sutim de mii. Milioni. Mă gândeam, știți de ce v-am întrebat? Pentru că nu eram sigur de asta. Stai că avem unul, avem acum. 500, de exemplu. Cum scriem? Cum scriem pe 500? Acum, 5, 0,05. 0, că n-avem nimic între aici. Dar să răspund și tu ca să-mi dau. De 0,05. Asta înseamnă 500. Cum reprezentăm pe 31.000? 31.000. Adică 0,031. 0,031. Asta înseamnă 31.000. Da. Cum reprezentăm, da, pe 64 zecimi de mii? 64 zecimi de mii. 0,0064. Pentru că zecimi înseamnă cu 4 zero. Zecimi de mii. 10.000. 10.000. 10.000 înseamnă 4 zero. 124 de milioni. Adică să fie 0,0000128. Deci milionul cât de are? Milionul are vreo 6 de rouri. Da. Șase de toate, nu? Șase decimale de toate. De toate, cu tot cu 24. Adică da, 0,024. 0,024. 0,024. Uitați-vă, pentru că milionul are 6 zero. La sutim, cât e zecimile avem la sutim? La sutim? 20. Da. Câți 2 zerouri sunt? Da, da, da. La mii. Avem 3. 30. 30 zero. La 10. Deci 30 decimale, la milionim? 6. Ai înțeles, Dani? 6 decimale. Super. Adică după milionim, după... Zecim de milionim, sutim de milionim, ne ducem până mai. O să avem sute. 9 o să avem. Și ne ducem înapoi exact după numărul 0. Deci, cred că ați înțeles cu toții, nu? Și voi care n-ați făcut 10.000, nu? Ați înțeles foarte bine, nu? Ce fain. Foarte fain de explicat. Da, deci dacă avem grijă să pricepem că... Nu uite, mă, toată sumă. Altceva? Da, are alt exercițiu. Fie suma S egală cu A, virgulă B, barat. A, virgulă B, barat. Plus B, virgulă C, barat. Plus C, virgulă A, barat. Aflat suma, știm că aceasta este număr natural. Da, deci asta e numărul natural. Da, rezultatul. Adică cum ar fi 13,000001. E număr natural. Adică după ce adunăm, răspunsul este un număr natural. 13, 17, 21. Da, și e egal cu A sau B egal cu B? Nimic nu spune. Da, A de lucru de barat cum îl scrieți? Stați puțin, au ei același toate situațiile, B-ul e același situație, de ce? Nu știm nimic. Păi înseamnă că este, că ar fi pătea și așa. Sigur că da, este, da, au același. Aceașa? Da, 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 au ei același. Am spus așa. Trebuie să ne gândim ceva ca să ne dea la decimale, mai om ce, să fie 0, 0. 10, să fie de 0, 0, adică să am 5 cu 5 cu 5, să fie 0. 5 cu... Deci, 2 și 3 sunt de 5. Dar cum îl desfac urmata de ceva? Păi, cum îl zic? 2,3. Eu am găsit. Cum ar fi scris asta? 2 plus 3 pe 10. 2 plus 3 pe 10. Plus 30, da? Da. Deci 2, ai spus foarte bine, plus 3 pe 10, 30, 3 pe 10, ai zis foarte, foarte bine. Sau e mai departe, cu 20 pe 10. 20 pe 10, după asta poți să fii cu 20 pe 10. Da, dar nu vreau să spun din 20 pe 10. Ba da, cu 3 pe 10. Asta vreau să spun. A, păi asta... 20 pe 10 plus 3 pe 10,
care înseamnă 23, aici vreau să ajung eu, 23 pe 10. Deci, iată cum anume virgula s-a pus. Deci am înmulțit și am împărțit cu 10. Adică am înțeles că dumneavoastră spunem A pe 10 plus B. Nu, A pe 10 plus B pe 10 plus B. Dar n-am zis așa. N-am zis așa. Eu uite cum am zis. 23 pe 10. 2,3. 2,3. Asta am pus atare. Adică A plus B pe 10. A plus B pe 10. A plus B. A pe bar asupra 10. A plus 10 bar asupra 10 plus și A. Aaa, ia să vedem. Yes, egal cu AB supra 10 plus BC supra 10 plus C supra 10. Care egal mai departe, știu ce trebuie să fac. AB plus C, BC plus CA. Dar ce înseamnă AB parat? Adică un număr. Adică 10. A, 10A plus B. Așa, 10. Dar când vreau să vă spun. A plus B, nu spui deodată. Plus. Ok. 10A. Supra 10, da? Dar fiind același viitor, poți să spui da, singur viitor. Da, nu vedem mai prea plus 10B plus C plus C, 10C plus A, totuși la 10. Adică și eu asta mă cum... Am spus la 10. După aia nu am 10 fapt. Ba da, și 11A plus 11A. Asta fac, 11A. Ce și îți fac 11 fapt în comun? 11A plus 11B plus 11C, da? Totul supra 10. Care face? 11 pe lângă A plus B plus C. Totul la 10. Am putem să mulțim de lucru 10, dar să fie suma auzită din 10 ori, suma este egală cu 11 pe lângă B. Când asta aparține numerele naturale? Când fracția asta aparține numerele naturale? Da, 10 este 10 sau 100 sau... 10. Da. Dar poate să fie multiplu de 10. Deci poate să fie și 20. Poate să fie și 20, de ce? 30, 40. Poate să fie și 40? 40. De ce? Nu, 40 nu poate să fie doar 20. De ce numai 20? Pentru că am văzut ce sunt A, B și ce sunt cifre. Așa. Și ca să fie cifre, A plus B plus C, sunt de 9. A plus B plus C trebuie să fie de 3 ori 9. De dacă vreau să fie la 20, nu trebuie de 3 ori 9. Păi, dar de ce e mai obligat? Nu mai ajung la 20, așa vă de 10. Păi, că nu poți să fim foarte exact la 10. Așa, deci numai până la 20. Până la 20. Deci 10 și 20. 30 nu poate să fie. Nu poate fi, dar ce n-am numere ca să ajungă la 3. Pentru că dacă am luat maximul 9 ori 3, deci deja 27. Deci poate să fie A plus B plus C, poate să fie 10 sau 20. Deci de aici rezultă. Deci asta aparține numerelor naturale. Dacă și numai dacă A plus B plus C face 10 sau A plus B plus C face 20. Nu mai am vrut să te văd. Sau te face cu numărul de acolo. Și acum încep. Poate să fie. Poate să fie. Poate să fie. Au va să fie. Dar trebuie să fie 5. Dar trebuie să fie și acolo. Dar poate unul 5 așa. Poate unul 5 nu-i la B, virgulă A, virgulă B, plus B, virgulă A, B, virgulă C, plus C, virgulă A. Dar nu vreau așa acolo. Domn profesor, A, 1 plus 5 plus 10 nu dă 8. Cum? E 21. Deci ați faci parte din găsirea. Vorbăriți-vă când cineva vorbește și cealaltă vorbește, nu vă duceți peste el. Pentru că așa vă disciplinați și înțelegeți că s-ar putea ca el să aibă o idee pe care voi nu o prindeți. Și atunci, am analizat. Hai să ne facem de la început. Să vedem dacă avem raționamentul nostru curge corect. Deci în loc de A, virgulă B, barat, am zis A, B, B, 10. BC pe 10. Și am explicat de ce sunt lucrurile astea corecte. Și am exprimat tot în baza 10. Și au apărut 11 pe gardul B plus C supra 10. Și ca să fie ăsta număr natural, neapărat trebuie să împarte 11, nu se poate împărți la 10. Neapărat A plus B plus C trebuie să fie multiplu de 10.
Și a apărut ideea să fii 10, 20, 30, dar 30 nu mai mergea. Stop! Deci vorbă 30, dar deci ce sunt până la nivel de 9. Și acum trebuie să luăm toate variantele în cântare și verzi. Toate variantele se facă 9. Dacă ai egal cu 0, poate să fie alu 0. Nu, nu. Dar de ce? Pentru că e 0. Dar niciunul nu poate să fie 0. Ba da, poate să fie 0. Dar nici nu poate să fie 0. Că lucrăm cu numere decimale. Deci poate să fie alu 0, da. Dar atunci când ne exprimă sub forma asta, a, b, supra 10. Nu mai poate? Nu. Deci nu mai poate să fie forma asta. Deci asta înseamnă că a, b și c trebuie să fie diferite de... Dacă a egal cu 1, rezultă că... Deci mergem a egal cu 1. Rezultă că b plus c trebuie să fie... A egal cu 1. Și atunci b plus c... E egal cu 9. Egal cu 9. Dacă b egal cu 1... Și aici b egal 1 și c-ul aparține tuturor numerelor până unde? De, până la 8. La 8? Da. Ce aparține de la 1 până la 8? Nu are cum să vină de la 1 până la 8, că 1 plus 1 de la 8. Care 1 plus 1? Păi ai spus că c-ul poate să fie de la 1 până la 8, nu? Deci a o luăm cu 1 fix. Da. Dar nu trebuie să vedem dacă b e 1, asta se întâmplă. Deci dacă B-ul este 1... Păi nu poți dau 1 plus 1 din 1. Puneți-l pe B, puneți-l pe B, dar cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, puncte, puncte până la 8. Nu, nu, nu. Păi, păi atunci nu-i pun nici C-ul, pentru că 1 plus 1 nu dar nu... Ce poate fi dau 1? Nu, asta de regele mea, asta a spus pe B cu 1, da? Deci B egal cu 1 și C-ul găsim la fi. C-ul dau cu 8. Și C-ul este egal cu 8. Perfect. Apoi, altă pereche, B egal cu 2. Și C egal cu 7. Corect. B egal cu 3, da. Și C egal cu 6, da. B egal cu 4, da. Și C egal cu 5, B egal cu 5, și C egal cu 4. Ce ai zis să se repetă? B egal cu 6, cu 7, B egal cu 6, cu 3, și C egal cu 3, B egal cu 7, C egal cu 2 și B egal cu 8 și C egal cu 8. Și C egal cu 8. Și asta se întâmplă când A e 1. Deci care ar fi de acum? Hai să vedem. Păi am avea 1, 2, 3, 4, 5, 8 variante. Deci noi trebuia să ne găsim sau să căutăm ce spunea problemă mea era pe urmă? Da. Deci, fie suma este egală cu aflat suma, știind că aceasta este număr natural. Aflăm suma doar atât. Atât suma. Nu ne trebuia să găsim numele. Nu, amic, nu. Și atunci suma cât este? Suma este egală cu 11 plus 15. Adică cât va să fie suma? 10. Adică poate fi 10, da? 10? 10, 10, 10. Da. Suma cât poate să fie? Suma cât poate să fie? Poate fi 11. Așa. Și 11 ori 2 care face 121. Ba nu, 11 ori 2 care face 22. 22 ori 11 sau 22. Deci, odată ABC egal cu 10, ABC egal cu 10 și atunci suma va fi egală cu 11 ori 10 pe 10, 11. Și altă variantă, suma egal cu 11 ori 2, 20 pe 10, adică egal cu 22. Însă ar fi fost exercițiu și mai interesant dacă ni se cereau să găsim ABC. Nu, dar vă dați seama, iau dat și acum. Nu, mai cere să arătăm ce nu altceva. Nu, asta la B e tot de luat. Dacă ar fi cerut asta, ar fi fost destul de interesant tripletele, însă datorită asociativității, faptul că schimbăm locul lua cu B și cu C, o parte din ele se repetă. N-are rost să le luăm pe toate în analiză. Pentru că contabilitatea aceea mă duce spre numerele respective. Am înțeles, ești altfel. Dar ne-ați facem repede ăsta 12, și ne-ați facem la băieți ăsta 12, da? Nu 12. Dar care? 42. 42? 42, da. Repede îl facem pe ăsta, că nu înțelegi ceva și pe aceea facem la voi, da? La o masă rotundă stau 2008 persoane. Deci la o masă rotundă stau 2008 persoane, acolo o sumă.
a vârstelor este 3 ani cu puterea 11 ani. Deci 200... 2008 persoane. Acolo suma a vârstelor, adică A1, A2, A3, A2, A8. Deci A1, V1 plus, hai să vedem. Da, V1. V1 plus V2 plus V 2008. Egal cu 3 la 11. Egal 3 la puterea 11. Suma vârstelor, da. 3 la puterea 11. Adică, indiferent cum se așează la masă aceste persoane, vor exista două persoane alăturate, a căror suma a vârstelor este mai mare de 81 de ani. Da. Da, vezi de ce n-am găsit? Eu... Deci, disperare, domnul Iosu, chiar am făcut 3 la 11 ce fac. Deci, nu știam ce să fac și chiar am făcut 3 la 11. Deci, am încercat ceva. Bun. Hai să încercăm să pătrundim un problem. Deci, la o masă rotundă stau 2.000 persoane. Suma vârstelor este 3 la puterea 11. Arătați că, indiferent cum se așează la masă aceste persoane, vor exista două alăturate, a căror suma vârstelor este mai mare de 81 de ani. Două alăturate. Păi dacă sunt 2.000 persoane. Așa. Și e 3 la 11. 3 la 11. Nu știu, m-aș gândi că oricum există două oameni. Adică, spune că există doi oameni care au măcar 40 de ani. Da, dar se glimenește, oricum e invertit. E fapt, trebuie să-i păi sucești. Poate și poate mână mare, unul 7 ani. Mare, ce faci? E aleatoriu. Asta e de la falsă ipoteză sau ceva, mi-o uitim. Adică de la falsă ipoteză. 81 de ani înseamnă două persoane de suma lor, 81 de ani înseamnă 3 la 4. Trebuie să ne gândim că nu ar fi așa. 81 e 3 la 4. Deci și că au suma vârstelor la cele două mai mare de 3 la 4. Da. Deci 3 la 4. Și principiul că fii ne dă la reducere la flut. Așa. Adică spun două că e. Adică să spunem că există, nu este mai încăpănați, să spunem că nu există. Da, adică nu există. Deci oricum am luat nu să, există. Să urmărim încă problema așa. De ce 2.000 persoane? Este esențial că se refer la 2.000 persoane. Pentru că se parte la 81 se împarte. Nu e nici 5, suntem lucru. Nu e nici 5, dar la 81 se împarte. Câte de câte ori intrare? La 3 nu se împarte. La 81? La 3, da. Dacă se împarte la 3, nu se împarte. La 8? La 8? La 8? La 2? La pus deoarece? La 2 și la 2? La 2, da. La 2 nu se împarte. La 81 nu se împarte. Deci asta e clar. Păi nu am văzut dat la nimic. Deci, vom face... Da, păi 2008, pentru că ăsta oare 2008 e cu perfect. De, dacă 2008 este cu perfect... Nu era perfect. Pătrat perfect nici într-un caz. Da, se trebuie de vreo 8. Deci nu. Deci asta. Nu. Dar de ce a fost 2008? Adică a... Este important, da? Da. Deci la o masă rotundă... Sunt... Are sens faptul ăsta că e rotundă? Adică, dacă... Are importanță? Da, adică nu... Dacă ne gândim, ar fi important. La o masă rotundă. Păi, da, bine. Sorry. Atenție, e foarte important și faptul că vorbim de o masă rotundă. Pentru că dacă pui o persoană aici... Da, pe toți sunt la alta. Mai ca și spațiu între ele. Deci ce mă gândesc, profesor? Că aici există un om care are măcar 6 ani. Deci, până la o masă rotundă, 8 oameni, câte spații creăm între ei? Câte spații libere? Dacă e în 8 oameni. Și dacă e în 99 de ani peste... Dar ia uitați-vă, dacă punem 8 oameni, vă treabă de profesor, câte spații mai? 16.
ce? Când e spațiu liber de creiem între ei. Omul spațiu liber, omul spațiu liber. Câte? Deci dacă așa, câte spații libere creiem? Păi, una acolo, una acolo, una aici, una aici, una acolo, una acolo. De fapt, dar șapte spații libere. Merg mai departe. Dacă sunt patru persoane, câte spații libere creiem? Adică trei. Uitați, vedeți. Și asta se împarte la patru. Numărul spațiilor libere este egal cu numărul persoanelor. Și dacă i-am pune din ea, am avea trei pe cei patru. Nu este așa. Da? Dacă de-aia într-un metru liniar... Da? Într-un metru liniar, câți ardei din 10 în 10? De-aia e plus 1. Adunăm noi și capătul. Și capătul, da? Adunăm plus 1. Da. Aici cât am spus eu? 2, 4, 5. Deci puțin, metru liniar, 5 persoane, înseamnă crearea 4 spații libere. Când s-au închis, când e închis, primul și ultimul, unul adică, și acesta. Adică între ei și când e număr par, adică când e număr par din 4, sunt 4 locuri libere. Când e număr impar, sunt cu un mai puțin. Mai fi, nu? Ia să vedem, dacă 5 persoane, câte spații? 5 persoane, câte spații? 4 că a scris acolo. Unde a scris? Aici? La asta e liniar, dacă se închide... La masă rotundă. La masă rotundă. Uitați, am aici o masă rotundă. Și câte persoane? 5. 5 persoane. Tot 5. Tot 5, da? Deci am înțeles tot 5. Și dacă am 4 oameni? Da, 4. Tot 4. Adică la orice număr ar fi același? Da, adică 2008. Adică, bine, și 2008, uitați, sau 2008 spații liberi, nu știu. Deci, faptul că avem 2008 spații, înseamnă că avem câte perechi de ăștia? Câte 2, câte 2, câte 2? 1004. 1004 ori 2 e 2008. Deci sunt 2008 persoane și am întrebat câte 2 soporii, câte perechi avem. Deci 1004, da? Perechi. Dar vine de la un profesor, la strălă, foarte acum, întrebarea este așa. Noi încercăm să spunem că îi așezăm câte doi vecini. Deci îi așezăm așa fel cât să nu depășească 81 de ani. Suma de la invară exista două persoane alăturate, acolo suma vârstelor este mai mare de 81. Presupunem că îi așezăm așa fel încât să nu depășească 81, să nu există. Păi, aș spune că au aceeași vârstă sau o vârstă? Nu, adică poate să fie și un an și poate să fie și un an. Suma vârstelor. Păi, poate să înseamnă că toți poți fi din 99 de ani. Da, de ce nu mai mult? Da, dar pentru orice situație. Da. Ascultați, pentru orice situație, domnule. Adică dacă vreau un an, de exemplu. Deci spunem să se arate că există două persoane, oricum am așezat noi, există două persoane a căror sumă depășește 81 de ani. Adică poți să fie doar o idee. Adică așa să spun că dacă aș avea aveam doi oameni, nu? Trebuie să așez ca un om, adică 1004 oameni să aibă aceeași vârstă și 1004 să aibă aceeași vârstă. Pentru că în orice fel i-aș pune, spunem că am un om bătrân de 80 și un băiețel de un an. Dacă eu să spun că s-au lângăie cu unul lângă altul, nu? Spunem că copilul ăla îl duc lângă alt om. Și s-ar putea acolo să găsesc un bătrân de 80 de ani. Dar sunt și șanse să găsesc un copil de un an. Da, ești aproape, tu încerci ceva, dar aș vrea din nou să vă invit să înțelegi bine problema. De să se arate că oricum am așezat noi
oricum mi-am rotit, totdeauna se va găsi o situație printre, în repartiția aceea, în care suma 2 vecini să depășească 81. Și noi mergem pe lângă deja absurd. Presupunem că găsim noi o împărțire așa fel încât suma oricăror doi vecini să nu mai depășească. Să nu mai depășească 81 de ani. Adică suma oricăror doi vecini să depășească 81 de ani. Adică ce se întâmplă? Să fie mai mică decât 81 de ani. Și tu ai zis așa. Eu împart în două grupe. Și de la vârsta de 1 până la vârsta de 1004. Iar de la 1005 până la 2004, cea de-a doua grupă, și... Nu, până la 2008, cea de-a doua grupă, și suma oricăror doi vecini, da? Deci V1 plus V5, să zicem. Da, mai mare decât 3 la 4. Sau mai mic decât, va fi suma oricăror 2 vecini să fie mai mică decât 3 la 4. Da? La fel cu grupajul care va... Deci urmărind noi vecinii 2 câte 2, tot timpul până ajung la V la 1004 plus V 1000 cât 4, 1005, da. 1005, să fie tot mai mică decât 3 la puterea a 4. Adică suma a oricăror 2 vecini să nu depășească, totdeauna mai mică decât 3 la 4. Atunci, suma toată, suma toată, adunându-le vârstele toate, V1 plus V2, că aici va fi toate adunate, V1 plus V2 plus punctii, punctii, V cât? V1000. Va fi mai mică decât 3 la 4. Oricât 3 la 4, 3 la 4, 3 la 4. 3 la 4 ori 2, ori nu, ori 3. 3 la 4 ori 2. Ori 1000. 1004. Nu sunt 3 la 4 de-al de 1004? Dar asta poate cât face suma asta? De la 3 la 11. Ah, 3 la 11, corect. Ar fi atât mai mic decât 3 la 4. 1004. Și 3 la 14, pentru 3 la 4 simplific. Da. Și o să fie 3 la a... 7-a. Mai mic decât 1004. Chiar 3 la 7-a cât face împărțirea asta? 3 la 7-a. 81. 81 ori 27. Vreau să zic că eu am făcut chiar 3 la 11. 27. 2187. 81 ori cât? 2187. 2187. Toate s-o vedea la asta. 3 la 7, da. 2100. 80. Și 7. 7. Mai mic decât 1004. Fals. Asta este fals, nu? Ea iurea. Da. Este imposibil. Imposibil. Deci presupunerea noastră? Presupunerea făcută este falsă. Deci nu există situația care am zis eu. Că oricum am luat două persoane, se întâmplă ca... Cum am să fii mai mare decât 81, nu mai mică? Păi tocmai. Acolo spune așa. Să se arate că există două persoane în distribuția, da, aceea, tot, indiferent cum, da, 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 suma vârstelor este mai mare de 81. Eu am spus, presupunem că nu există, nu există, că nu există asta. Adică oricare doi vecini am luat, suma e mai mică. Mai mică decât 81. Și atunci e fals. Da. Suma oricare am luat, e mai mică decât 84. Fii mai mică decât 84. Și cum am făcut-o în două grupaje, vecinii 2 câte 2, dintr-o parte și din cealaltă câte 2, deci sunt un număr de 1.405 și suma lor este, iată,
mai mică, mă duce la contradicție. De unde provine contradicția? Din faptul că am presupus că nu există nicio situație de aceea în care se depășească. Ci toate analizele al 2 de 2 rândului sunt mai mici decât. Da? Mai mici. Atunci am ajuns într-o contradicție. Fără asta este imposibil. Da? Deci asta e aceea. Eu, de curiozitate, m-am dus la 3 la 11 pe calculator, l-am calculat și am învățat 2000 persoane. 1007, și dă 88 de ani fiecare. 88 un pic. 88 un pic, păi fiecare. Un om are 88 un pic. Păi, 88 un pic. Asta înseamnă un om, indiferent, 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 mi-am grupat plachii peste 8. Păi să nu putem să vă Dar raționamentul este, atenție, este pe această metodă de reducere absurdă. Deci, negăm ceea ce îmi cere autorul. Da. El cere să se arate că oricare distribuție am face, totdeauna există doi, pentru care suma vârstelor e mai mare decât 81. Atunci da. Noi mergem, spunem, negația. Presupunem că nu există o astfel de situație. Adică, în orice distribuție am vedea, suma a doi vecini este totdeauna, a oricăror doi vecini, este totdeauna mai mică. Mai mic decât 81. Decât 81. Și cum suma, o știm că e 3 la 11, merge mai mic decât 3 la 4 ori 1004, deci, cât 1004 de vecini, indiferent cum îi iei. Da. Și atunci intră contradicția asta. Corect. Și problema. Asta înseamnă problemă rezolvată. Dar ai înțeles? Da. Hai, hai, Horia, zici ce aveți voi. Dar nu, terminam, dar după ce n-am venit. N-aveți culegeri? Asta? Din de asta? Nu, nu, nu. Am făcut cum fație de reducere. Ah, cu fracții reducibile și ireductibile, domn profesor. Da, da. Cu fracții reducibile și ireductibile? Hai. Așteaptă mama că trebuie să facem și pentru ei. Am făcut pentru ei, am făcut pentru ei, facem și pentru ei. Da, vreți să-i dau problemă lui domnului profesor. Da. Da, dar nu la sfârșit, da? Da, se după ce termină. Deci, să se arate că fracția. Deci, să se, arată, să se studieze. Să, aveți voi una sau doar? Da, da, da. Să se studieze. Scrie și voi. Dacă fracția F egală cu 3N plus 1 supra 5N plus 4 este sau nu reductibilă. De fapt, formularea e așa. Să se studieze reductibilitatea fracției. Dacă nu este reductibilă, să se spun, nu este reductibilă, indiferent ce nu. Iar când este reductibilă, să se găsească forma de exprimare a lui el. Deci, să se studieze dacă fracția asta este reductibilă sau nu. În paranteză, scriem așa. Când este reductibilă, când este reductibilă... S-a scris, s-a scris. Deci, când este reductibilă, să se determine forma lui N. Să se determine forma lui N. Adică cum? Adică cum ce ai scris? A scris că e M plus 1 supra 5 M plus 4. Da, da. Deci doar este reductiv. Așa. Sau nu. Sau nu. Se dă fracția asta. Tu ne-ai zis. Nu, nu. Se dă fracția asta. Și să se studieze dacă este sau nu reductibilă. Iar în cazul în care e reductibilă, să se găsească forma lui N. Adică, nu cum arată? De ce formă ce este? Corect. Ia să vedem. Bun. Ne apucăm de lucru. Vorbește, Maria. Trebuie să scrie cumva pe taie în solul. Deci, plecăm de la fracția N, care e egal cu 3N plus 1 supra 5N plus 4. Și să vedem dacă găsim un divizor comun, nu ca să fie reductibil. Un divizor comun? Cum? Ce îți vrea ce? Stați-o zic, dar e ceva nu-ți place. Da, ce?
Despre o fracție spun că e reductibil, dacă... Am un domeniu divizor, că sunt patru. Da, să împărțim, deci de aceea... Deci... Fie... 3n plus 1 egal cu d ori un a, divizorul 1, și 5n plus 4 egal cu divizorul b. Asta înseamnă că se divide prin d. Deci, scrieți în paranteză, dacă d diferit de 2, atunci f se simplifică prin d. Deci dacă d este diferit de 2, atunci f se simplifică prin d. D diferit de 1. Deci dacă e diferit de 1, înseamnă că fracția se simplifică prin d respectiv. Și noi trebuie să descoperim pe d-ul acesta. Dacă d diferit de 1, adică f de la fracție, fracția se simplifică prin d. Se simplifică prin d. Și pentru asta, cum procedăm? Din cele... Asta nu înseamnă că 3n plus 1 este un divizor al lui ceea ce e plus 4? Stai, nu te duc acolo. Vreau să spun fracția să fie număr natural. Atenție! Da, trebuie să se ia interferință. Deci, una este situația când aș fi cerut să fie număr natural. Și ceream ca asta să fie divizor la celălalt, ca să bate exact. Și alta este să facem simplificarea fracției. Atenție! Dar sunt probleme diferite. Aici noi ne propunem să studiem dacă asta este simplificabilă sau nu. Prin cine o putem simplifica? De la un număr, de la 2 încolo. Simplificăm. Și? Hai, ce propunem? Să scriem... Păi să-și... Sufugea și tot acolo. Dar am spus că nu-i vorba să fie număr natural. Ci e vorba de a face simplificare cu copii. Haideți, dacă nu e egal cu 1, atunci fracția e de 3 ori 1, 3 și 1, 4, supra 5 ori 1, 5 cu 4, 9, care este ireductibilă. Dacă nu ar fi 2, fracția ar deveni cât? 6 și 1, 7, supra 10 și 4, 14. Și 7 pe 14 este reductibilă. Da, îți poate împărți prin 7, dar și faci 1 pe 2. Da, dar la general. Tocmai asta vreau să scot în evidență, că așa la nimereală nu este o problemă rezolvată. Nu-i corect rezolvată. Ci, iată, eu încep să studiez așa. Cum visez ca să simplific prin cineva? Prin cine voi? Printr-un d. Și atunci numărătorul se scrie, cum cazul nostru, 7 ori 1, 14 și 7 ori 2. Și de-aia împărțim prin 7. Aici, doar când mă, 3n plus 1 este 2 ori a, 5n plus 4 este 2 ori b. Și aș vrea să scap de n-a. Păi, să mulțesc cu 5 și jos cu 3. Și atunci vom avea? Vom avea 15n plus 5. 15n plus 5. Plus 5, egal cu 5 de ori a. 5 de ori a. Și 15n. 15 e în voie, da. 15 e în plus. Voie acum plus 12. Plus 12, egal cu? 3 de ori B. Le scădem din asta de jos, scădem cea de sus. Da, sunteți sigur că merge. Cum? Da. Scăderea asta? 15 plus 12. Pentru că de parte mai mai da. Deci o să fie acordată și suspendem de jos, din aia de sus. Păi da. Nu totdeauna, depinde de situație. Păi eu am 5 minus 12. Bun.